Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbesc despre Crăciun. Filme de Crăciun. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Dacă mă întrebați pe mine, niciodată nu este o perioadă greșită în care să urmărești filme cu tematică de Crăciun, însă cred că suntem cu toții de acord că perioada care va urma va naște ceva în noi și vom vrea să ne uităm la filme care sunt un pic mai ușurele, care bat un pic așa în zona decizii, dar sunt așa ca un unguent de care avem și noi nevoie din când în când și eu am venit aici în întâmpinarea voastră și mi-a fost greu să mă limitez doar la 11 recomandări. La un moment dat ajunsesem la vreo 20, dar am zis haide cumva să fie și o limită în toată treaba asta pentru că ne vom lungi la infinit. Majoritatea sunt văzute în luna noiembrie și totul a început și cu prima recomandare despre care vreau să vă vorbesc și anume Aromele iubirii. Acest film l-am văzut pe Netflix. Majoritatea filmelor pe care eu vi le prezint în continuare sunt pe Netflix și toată acțiunea acestui film începe cu o fată care este de fapt Nina Dobrev și dacă ați văzut Jurnalele vampirilor, înseamnă că știți cine este Nina Dobrev. Ea este personajul principal, este o scriitoare care povestește despre anumite experiențe ale ei. Vă las pe voi să vedeți ce experiențe. Și la un moment dat întâlnește pe o aplicație online, întâlnește un tip și pare să fie tipul perfect, dar parcă era prea bine să fie adevărat, așa că am mers la fața locului să îl vadă pe băiatul respectiv, să vadă tipul respectiv de care se îndrăgostise, așa doar vorbind cu el prin aplicația online. Ajunge în orașul tipului respectiv și acolo este o turnură. Lucrurile nu sunt așa cum și-a imaginat ea, dar veți vedea că acest lucru nu este neapărat un lucru rău. Așadar, este un film în zona cheesy, dar este și un film cumva actual. Practic, relația asta dintre protagoniști are loc așa online și e ceva de actualitate, e ceva ce se întâmplă în mod curent și cred că o să vă placă dacă vreți așa să vă uitați la ceva super simplu și să nu vă gândiți prea mult. După ce am văzut Aromele iubirii, Netflix a simțit că e rost acolo de niște recomandări și a început să mă bombardeze cu filme cu tematică de Crăciun și așa am ajuns să descopăr și cea de-a doua recomandare care se numește Valori de sărbători și este un pic așa și cu o morală, să-i spunem, pentru că personajul principal este un DJ în vogă, un DJ care producea foarte mulți bani și tocmai în prag de Crăciun se întâmplă ceva și trebuie ca întreaga familie să se răstrângă și să trăiască o viață pentru care ei nu mai erau pregătiți, credeau că au depășit momentul acela. Se întâmplă și lucruri bune din toată treaba asta, că, na, film de Crăciun. Și cealaltă protagonistă, partenera acestui DJ, este Soniqua Martin Green, eu cred că așa îi se pronunță numele, prenumele Soniqua. Eu o cunosc și mi-a plăcut foarte mult de ea din serialul Star Trek Discovery. Este un serial filmat din zona asta de Star Trek, care a apărut de câțiva ani. Din păcate nu am reușit să mă uit decât la unul din sezoane, dar în fine, în sezonul ăla în care l-am văzut-o eu, mi-a plăcut foarte mult de ea și de aceea am și dat click pe această recomandare pe care mi-a făcut-o Netflix. Este un film în care se râde, este un film în care se plânge, este un film cu de toate. Din nou, în zona decizii, în zona de emoțional, în zona de chici un pic așa, dar de Crăciun merge să ne mai deconectăm așa un pic, să nu mai avem în cap numai gânduri foarte serioase.
la cea de-a treia recomandare, am ajuns tot așa văzând în sugestiile de la Netflix, am văzut poza actriței principale și anume Kirsten Davis și o știm cu toții pe Kirsten Davis, dacă nu cu toții, cel puțin cu toatele. Este actrița care a jucat în Sex and the City și am fost foarte curioasă să văd sincer cum mai arată, cum se prezintă și se prezintă foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult de ea în filmul acesta și este un film un pic atipic de Crăciun, până la urmă nu știu dacă poate fi integrat 100% într-un film de Crăciun. Au pus acolo Crăciun în titlu, are legătură un pic și cu Crăciunul, dar de fapt este mai mult o călătorie de descoperire. Personajul principal este o soție care este părăsită de soț după ce copilul pleacă la facultate și de acolo ajunge în Africa. Și pe lângă partea asta romantică, filmul are și un mesaj social, se spune, are un mesaj important. Este filmat în Zambia, într-un orfelinat al elefanților. M-am documentat și eu după ce am văzut acest film și în Africa sunt mai multe astfel de orfelinate de elefanți, unde puiuții de elefanți care sunt găsiți abandonați prin junglă deoarece mamele lor au fost omorâte, turma lor a fost omorâtă și au rămas singuri. Ei sunt adunați de oameni de bine și sunt crescuți în aceste orfelinate de elefanți și când ajung mari sunt aduși în sălbăticie. E o întreagă procedură din momentul în care un elefant intră în orfelinat până în momentul în care iese și dacă veți urmări acest film, veți afla acolo ce și cum, pe lângă o istorie dragoste între Kirsten Davis și Rob Lowe, care e de văzut. Cea de-a patra recomandare este Crăciun cu priveliște. M-am gândit dacă totuși să-l introduc, dar cred că până la urmă are și el farmecul. Este filmat într-un mediu foarte plăcut filmul și de ce am dat eu click pe el și de ce am vrut să-l urmăresc? Pentru că în acest film apare Bobby din Dallas, mâna sus, cine știe cine este Bobby din Dallas. Dacă știi cine este Bobby din Dallas, înseamnă că sunteți juvenil, da? Și tot în acest film apare și actrița care a jucat-o pe Jill Abbott în Tânăr și neliniștit. Da. Am urmărit mulți ani serialul ăsta Tânăr și neliniștit și când am văzut că joacă Bobby și Jill în filmul ăsta, Patrick Duffy, am impresia că îl cheamă pe actorul care l-a jucat pe Bobby în Dallas, și este așa un film drăguț, tot așa, căutarea dragostei, căutarea acceptării, căutarea unui loc unde să te simți ca acasă. Un film cu happy ending, haideți că v-am dat așa puțin spoiler, dar trebuie să vedeți că se întâmplă niște lucruri acolo și actrița principală este o actriță pe care eu am văzut-o în Shadowhunters. Nu știu dacă v-ați uitat la Shadowhunters, eu m-am uitat, dar din păcate mi s-a părut în filmul ăsta la fel de insipidă cum a fost și în serialul respectiv. Însă dacă luăm așa tot ce se întâmplă în filmul ăsta, e de văzut. Eu zic să îl vedeți. La numărul 5 vreau să vă vorbesc despre filmul Un tată de Crăciun și am dat click pe el pentru că am văzut-o pe Elizabeth Hurley pe afiș. Și am vrut să văd cum se mai prezintă și ea. Bine, se prezintă Elizabeth Hurley foarte, foarte bine. Este un film, cred că este printre favoritele mele din lista despre care o să vă vorbesc acum. Este un film amuzant. Este vorba despre un tată care se reîntoarce în ziua de Crăciun, într-o anumită zi de Crăciun, după ce în urmă cu foarte mulți ani părăsise familia în ziua de Crăciun, părăsise soția și le părăsise pe cele trei fete care cresc și care devin trei femei puternice, care mai de care mai diferite și mai cu daddy issues, cum se spune, pe fiecare în parte le-a afectat plecarea tatălui
într-un fel al lumii și veți vedea dacă veți urmări filmul. Așadar, tată se întoarce, pe tată îl mai chema și Christmas. Deci, o minune ceea ce se întâmplă aici. Și se reîntregește familia și până la urmă se află și secretul pentru care tatăl a plecat și este un secret la care nu cred că o să vă așteptați, dar bună, este o comedie bună, pe lângă faptul că este siropoasă, este și o comedie bună la care poți să râzi pe cinste și să te distrezi așa într-o seară friguroasă. La numărul 6 vreau să vorbesc despre Potterville și la un moment dat am căutat titlul pe Google pentru a afla mai multe detalii despre numele actorilor și am văzut la un moment dat așa fugitiv că cineva spunea că este fie cel mai bun film de Crăciun, fie cel mai prost film de Crăciun. Eu zic că este un film bun și este un film care se petrece în urma faptului că apare într-un oraș american, într-un orășel american pe moarte, să spunem, apare Bigfoot. Ce, cum și de ce trebuie să vă uitați și acolo o să vedeți lucrul acesta. Însă eu m-am uitat la el pentru că am văzut că apare în film și Christina Hendricks. În acest film, Christina Hendricks este mărtată cu Michael Shannon. Michael Shannon este un actor pe care eu l-am descoperit recent, dar mi se pare un actor bun. Bun, bun, bun de tot așa. Un actor foarte, foarte bun. Însă să revin la Christina Hendricks. Eu am văzut-o în Good Girls, în serialul Good Girls. Dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți. Și nu vreau să fiu exagerată, dar mi se pare una dintre cele mai frumoase femei pe care eu le-am văzut vreodată pe ecran. Prin toți porii ei emite senzualitate, emite ceva așa învelit în mister. Ea este o femeie de-a dreptul frumoasă și nu este genul de femeie care este promovată în acest moment, este o femeie voluptoasă, dar care nici nu are nevoie să fie altfel și nu are nevoie de cine știe ce artificiu, este superbă. Dacă nu vă uitați la film, măcar căutați pe internet o poză cu Christina Hendricks, o ador, este superbă, este o femeie care cred că ar putea să cucerească lumea, sincer. Următoarea recomandare, recomandarea numărul 7, se numește Un cavaler de Crăciun. Și m-am uitat la acest film pentru că am văzut că apare în distribuție Vanessa Hudgens și eu o știam din Schimb Regal. Nu știu dacă ați văzut Schimb Regal, asta ar fi o recomandare așa în plus. Este un film care se numește Schimb Regal, este cu aceeași actriță în rolul principal. Am văzut Schimb Regal 1 și am impresia că Schimb Regal 2 și am impresia că a apărut anul acesta și Schimb Regal 3, dar deja sunt prea multe personaje jucate de același actor, uitați-vă să vedeți despre ce vorbesc și mi se pare exagerat. Dar am zis, haideți să vedem Un cavaler de Crăciun, un film extrem de amuzant, cred că și acesta este în top 3. Este un film extrem, extrem, extrem de amuzant, un cavaler din medieval ajunge într-un orășel din America și acolo, pus în fața faptului împlinit, trebuie să se adapteze la viața modernă și este savuros modul în care el se adaptează la viața modernă, sunt savuroase replicile, el vorbește într-o limbă engleză care acum este vetustă, este învechită și tot timpul apar tot felul de conflicte din cauza faptului că el nu are proprietatea termenilor vremii în care trăiește. Foarte amuzant, am râs copios și la filmul acesta. Actorul principal se numește John Whitehouse și ce pot să vă spun, este un bombonel și el. Recomandarea 8 și 9 există deoarece sunt în aceste două filme, joacă actrița Kate Graham. Este o actriță care mie îmi place foarte mult, mi se pare că are un farmec aparte. A jucat-o pe Bonnie, tot în Jurnalele Vampirilor. Dacă ați urmărit saga aceea, știți despre ce vorbesc. Îmi place foarte mult de ea și la numărul 8 vreau să vorbesc despre Un calendar de Crăciun.
Personajul principal jucat de Cate Graham primește de la bunicul său un calendar advent care este vintage, dar până la urmă pare să fie un calendar oarecare, însă se dovedește că este de fapt un calendar care prezice viitorul. În peisaj apare și prietenul său cel mai bun, mai apar și alte personaje și așa se dezvoltă o poveste de iubire, o poveste despre familie, o poveste de Crăciun foarte amuzantă, cu actori care joacă mai mult decât decent și pentru o seară, după cum vă spuneam, pentru o seară în care vreți să vă goliți creierul de prea multă presiune și alergătură și lucruri de genul, un calendar de Crăciun este perfect. Recomandarea numărul 9, Operațiunea Crăciun Fericit, așa se numește filmul, în personajul principal, tot Cate Graham, că doar vă spusesem chestia asta, în acest film joacă rolul unei asistente al unui congressman care o trimite să găsească dovezi pentru a închide una din bazele militare americane de la tropice. Trebuiau să mai închidă din bazele militare și această bază militară părea că nu prea are niciun aport în toată strategia militară americană, așa că este trimis acolo Cate Graham să găsească motive pentru a închide baza, însă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și acolo lucrurile se schimbă total. Dar mă opresc aici cu descrierea pentru că trebuie să vedeți voi ce se întâmplă și dacă această bază militară se va închide. Foarte interesant este faptul că această operațiune de Crăciun, Christmas Drop, există într-adevăr și există de prin anii 50. Soldații din aviația americană merg și aruncă din avion pachete de Crăciun pentru populația din Micronezia. Este deja o operațiune cu tradiții și dacă vreți să aflați mai multe, urmăriți filmul. Mie mi-a plăcut și pe lângă faptul că este cheesy, mai înveți și câte ceva lucruri. De ce nu? Pentru că întotdeauna este bine să mai învățăm ce se mai întâmplă în lumea asta și mai ales lucruri bune, că de lucruri rele suntem sătui. Și parcă vă aud și spuneți, Andra, ne-ai dat exemple numai de filme tipic americane, care sunt toate în același stereotip, toate cu happy ending, toate cu actrițe drăguțe, cu actori frumoși. Dă-ne și altceva, recomandă-ne și altceva. Și în continuare, la numărul 10 și la numărul 11, vreau să vă recomand ceva total diferit, să-i spunem. La numărul 10 vreau să vă recomand filmul Better Watch Out. Este un film în care apar luminițe, este un film care se desfășoară în preajma Crăciunului, dar este un film thriller, un film de groază și deși inițial poate să fie... Adică nu-i dai foarte multe șanse, la un moment dat te prinde acțiunea și te prinde într-un fel în care nu credeai că te poate prinde și se întâmplă lucruri pe care cu siguranță nu le așteptați. Chiar sunt curioasă dacă ați văzut filmul, să-mi spuneți dacă v-ați așteptat să se întâmple tot ceea ce se întâmplă în filmul acela. Pornește așa ca un film oarecare american de Crăciun, dar se termină într-un fel și îmi place foarte mult și copilul, acum este adolescent deja, dar în acest film era un copil cu aspirații de adolescent, foarte talentat actorul și foarte interesant și foarte palpitant filmul. Așadar, v-am recomandat și un film de groază de Crăciun. Să nu ziceți că doar filme siropoase v-am recomandat. Și în sfârșit, cum zice englezul, save the best for last, am lăsat la final ceea ce a fost mai bun și am lăsat la final filmul meu, recomandarea mea preferată din tot ce v-am amintit eu aici în videoclipul acesta. Este vorba despre o miniserie de 3 episoade, fiecare 3 episoade are câte o oră. Și această miniserie se numește A Christmas Carol, tradus în limba română, o poveste de Crăciun,
Cred că ați auzit de A Christmas Carol. Este o novelă scrisă de Charles Dickens și are în rolul principal un personaj destul de bizar, dar foarte, foarte bogat. Eu i-am găsit și o descriere și eu îl caracterizez pe acest Scrooge, că așa se numește personajul din novela lui Dickens. Scrooge este un melanj așa între Hagi Tudose și Grinch. E, deja v-am spus multe lucruri cu această descriere. Miniseria despre care eu vorbesc este inspirată de această novelă. În rolul principal îl avem pe Guy Pearce. Magistral, magistral în acest rol. Dacă nu știți ce se întâmplă, se întâmplă că în ajunul Crăciunului o fantomă îl vizitează pe Scrooge. De fapt, era fantoma fostului său partener. Și acest fost partener, acum în formă de fantomă, îi spune că în seara respectivă va fi vizitat de trei fantome: fantoma trecutului, fantoma prezentului și fantoma viitorului. Și se întâmplă o serie de lucruri care în final conduc la o anumită concluzie. Dacă știți novela, știți și care este concluzia. Asta se întâmplă și în miniseria de față, dar dacă nu știți, vă las să vedeți voi cum se termină. Foarte bine filmat, dacă vreți să vedeți cam cum trăiau oamenii la începutul secolului al XIX-lea, să vedeți ce condiții, să vedeți ce discrepanță mare exista atunci și atunci între bogați și între săraci. Foarte bine filmat, o atmosferă care nu este neapărat ceea ce ne dorim să vedem. Și în acest film, în această miniserie, se trag niște concluzii care nu sunt tocmai confortabile, dar la un moment dat lucrurile se și rezolvă într-un fel. Dar dacă vreți altceva, dacă vreți să simțiți așa mult, să vă încărcați emoțional, dacă vreți să vedeți un film bun, dacă vreți să vedeți un actor foarte bun, A Christmas Carol, eu l-am văzut pe HBO. Și dacă veți spune, mulțumim, Andra, dar noi nu avem nici Netflix, nu avem nici HBO, nu avem unde să vedem aceste filme, puteți să vă faceți un trial, o încercare de 30 de zile și activați acest trial pe luna decembrie, vedeți filmele de Crăciun și pe urmă, dacă nu vă place, renunțați la abonament. Cred că este trial și la HBO Go, dar cred că puteți să găsiți filmele astea și pe internet. Dacă vreți voi să găsiți filmele astea, cu siguranță o să vă descurcați. Acum că v-am menționat câteva din filmele mele preferate de Crăciun, vă rog să îmi spuneți dacă ați văzut vreunul din filmele pe care eu le recomand aici și, de asemenea, vă rog să îmi spuneți care este filmul vostru preferat de Crăciun. Vă rog să îmi dați recomandări de filme de Crăciun, pentru Crăciun, să mai completez și eu lista. Și decembrie este o lună lungă, zilele sunt scurte, nu prea mai ieșim foarte mult din casă, așa că avem mai mult timp să ne uităm la filme de Crăciun. Vă rog, dacă aveți recomandări, să mi le scrieți în comentarii. Eu m-am gândit că e o idee bună să vin aici în fața voastră și să vă recomand și să vă ușurez oarecum căutarea asta, pentru că sunt sute de filme de Crăciun. Eu am ales 11 recomandări și sper foarte, foarte mult să vă placă. Totodată vă mulțumesc mult, mult, mult dacă v-ați uitat. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum vă las, vă pup și până data viitoare să fim fericiți și să ne uităm la filme de Crăciun. Pa, pa! No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten toes. Bring the beat, bring the cheese, bring the cheese. Put the lights up, tis the season. Need no Grinch types, no Ebenezer. Don't believe it.